Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș din Târgu Jiu organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate, grad profesional debutant și consilier, grad profesional 1A la compartimentul Conservarea, Protejarea și Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental Calea Eroilor din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș Târgu Jiu. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții. Pentru mai multe detalii, candidații sunt așteptați la Centrul Brâncuș din municipiul Târgu Jiu. Termenul limită de depunerea dosarelor este 29 decembrie. Pe 12 și 15 ianuarie vor avea loc proba scrisă și cea de interviu.